Bună, eu sunt Andrei, iar astăzi cu mine este Bianca Adam, a.k.a. Tequila. Hey. Iar acum urmează să-i pun câteva întrebări. Ridică. 1. Ce sau cine te motivează cel mai mult să mergi mai departe, excelând chiar în a face tot ceea ce faci? Răspuns scurt sau lung? Cum vrei. Eu pe mine. Pentru că, gen, nu suport să... Știi că unii oameni, dacă îi faci să... Gen, îi enervezi și le spui, știu că nu poți să faci chestia aia, ei mai rău încercă, nu, dacă îmi spui că nu pot, eu chiar nu mai fac nimic. Gen, mă motivez singură, nu vreau să-mi spună cineva nimic. Descrie în trei cuvinte ce înseamnă stilul pentru tine și aici mă refer la imaginea exterioară a unui om. Vai, e super importantă, gen... oamenii se conformează la evenimente, să se îmbrace cum trebuie și cum e, știi? Iar eu vreau să fiu eu peste tot și să nu mă schimb indiferent de și ce se cere. Și trei cuvinte de asta? Trei? Am doar unul. Ok. Boschet. Bun. Trei. Dacă situația ar fi de așa natură și ar trebui să porți o culoare sau non-culoare pentru tot restul vieții, care ar fi aceea? Spunem în același timp, dar și 3, 2, 1 și negru. Da? Și ultima întrebare cu numărul 4. Care este cel mai bun sfat pe care l-ai primit vreodată? Pe care l-am primit deja? Mm-hmm. Wow! L-a prins surprindere rău! Stai să mă gândesc, asta e deep. Sfat, frate? Mă gândesc, mama îmi dă sfaturi. Știu! A fost anul trecut și eu nu mai vreau să plec la Antold și mama a zis, du-te. A fost mai bun sfat posibil, pentru că de atunci plec peste tot pe unde vreau eu, pentru că a fost acel du-te. N-ai nevoie să vină cineva cu du-te. Asta pe mine. Mulțumesc frumos și vă mulțumesc și vouă că ați urmărit și keep in touch în toate link-urile de mai jos și ale toate ale noastre. În fine, bye! Bye! Întreb, taci, Lana, oprește-o. Lana, taci. Ok, știi? Te-ai prăjit? Da.